Înainte de a începe ședința, consider că ar fi normal ca în faptul că colegul nostru s-a prăpădit și în moment de reculegere, da, un minut, dacă vreți. Dacă aveți obiecțiuni la procesul verbal la ședința anterioară, dar poate de avizare. Sper că n-a murit Barna, nu? Bine, eu n-am spus cine. Nu, da? Asta, pus și o întrebare. Nu mai dă parte din poședință. Nu e mare poședință. Nu sunt obiecțiuni la procesul cu privire la procesul de la ședința anterioară. Atunci dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi la ședința ordinară. Consiliul Local al Comunei Balcani, Zvetul Bacău, se convoacă ședința ordinară ziua din 31-a 3-a, cu următoarea ordine de zi. Da? Stați un pic. Supune la vot cine este pentru. Așa. Domnul Șefin Pilembal. Doamna Chira, nu. Da. Că da, am verificat până. Scuze. Să avem ceva împotrivă, nu? Unul amicată și o aprobată. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local și a situațiilor financiare pe anul 2016. Proiect 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor domiciliați în Comuna Balcani, care au obținut rezultate deosebite în domeniul învățământului și sportului. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordărilor prestațiilor financiare excepționale, acordate în conformitate cu prevederile legii 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 1.000 de lei, asta e propunerea, din bugetul local pe anul 2017, cu ocazia împlinirii de 100 de ani, la data de 17.03.2017, doamnei Petre Maria. Proiect de hotărâre 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte, rezultate din construcții și demolări. 6. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Ilie Valentin și vacantarea mandatului de consilier local. 7. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de modificare a unor poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Balcani. 8. Diverse. Supun la vot. Da. Supun la vot. Cine este pentru? S-a obținut cineva împotrivă? Da, în unanimitate, s-a aprobat. Discuție la... Nu discuție, la primul punct. Pentru că eram aici. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de ședința Consiliului Local începând... Da, 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 poartă. Vreți începe? Da, puteți începe. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local și a situațiilor financiare pe 2016. Discuție. Doamna contabilă, da. Dacă aveți ceva discuți, probleme, întrebări? Întrebare? Da, domnul Gânda. Ar vrea să spună, doamna contabilă, ce bani au mai rămas? Scrie în proiectul de hotărâre. Excedentul anului precedent este în sumă de 410.000 și ceva. E corect, deci, da. Asta e bun. Că am mai întrebat o dată și e bun. Da. Se raportează la 2007.
Despre el o să mai discutăm luni, în ședința de aprobare a bugetului, privind utilizarea acestui excedent. Mai e cineva cuvântul? Mai vrea să ia cineva cuvântul? Da. Până spre aprobare. Da. Deci la punctul numărul 2. Așteptați că nu au votat. Doar, nu obține. Obține. Două obține. Ce? Votat. Pentru. Așa. Deci două abțineri, da? Da, Reana, dacă vrei să-mi stai, că îi scrie de vezi, da. Este ca? Mulțumim. Luni puteți să mă invitați la ședințele de comisie care se vor face anterior ședinței pentru a clarifica înainte de ședința mare tot ce ți-am avem timp. Ca în cea ordinară să fie mai clare treburile. Da. Mulțumesc. Pregătirea privind acordarea de premii elevilor domiciliați în Comuna Balcan, care au obținut rezultate deosebite în domeniul învățământului și sportului. Da. Cine este pentru? Nu. Discuții. La Comisia Economică am hotărât ca punctul B să prevadă, pe lângă premiul întâi la, medali, la concursuri naționale și internaționale, să fie și locul 2 și 3 cuprins în cadrul premiilor. Pentru că sunt foarte greu să eu obțin premiul. Câți elevi avem premiul 2? Cu 2 și 3 s-ar putea să găsim, dar cu 1 nu avem. E greu de prins. Dar câți avem până acum? Anul trecut câți au fost? La concursul de la sport a fost. Ne referim mai la sport sau la sport? Învățătură, nu? Dar și la învățătură. Da. Păi, dar fiecare da, ramură, parte. Facem ca anul pe da. La un singur elev, la avut 10 și am dat 50 milioane. Păi, da. Dar nu-i corect. Și la cu 9,99, cred că e la fel de bun că la cu 10. 10 și la 5. Și, exact. Poate la eu cât... Trebuie dat, sigur că da. Deci pentru... Premiul 2? Premiul 1, 2 și 3. Deci articolul B se cuprinde acordarea unor premii. Nu la media generală de 10. Că... Nu. La două punctul B. Deci acordarea unor premii anuale și recompense în bani tuturor elevilor de gimnaziu și liceu domiciliați în Comuna Balcan, județul Bacău, care au obținut rezultate deosebite. Premiul 1, 2 și 3 sau medalii de aur la olimpiadele sau concursul național și internațional. Da. Deci, pe lângă 1 să fie cuprins și locul 2 și 3. Și ca și preț, hai să-l discutăm, ca și premiu. Ca și premiu, cred deci că... Deci până 500 de lei, să dăm premiul 1 500, premiul 2 nu, 3. propun. Da. 400 și 300. 300, da? Da. Nu tazor. Mai e vreo propuneri? Nu, e bine. Da, mai am o propunere. Da. 10 e foarte greu de obținut să trecem 9,90 sau 10. Să fie mult 9,90, dacă e premiul 1, adică e locul 1. Două lucruri diferite. Premiul 1, 2, 3 concursuri naționale și internaționale. Este un lucru, iar media generală obținută la situația de învățătură este altceva. Eu aș zice, dacă nu există locul întâi, totuși suma să o raportăm la... Dacă nu există, nu există. Nu există. Îți mulți cu 9,80, după aia de cine e dat la 9,89? De cine e dat la 9,2? Și ia să discute. Deci se ia foarte greu și 10 lei ăsta. Sigur, e foarte greu. Dacă îi dă cu 9,8, nu mai învață copiii după aia. Lasă să muncească, să iei data 10, nu? Dacă vede o să mai mult. Da, cum propuneți dumneavoastră, cum spuneți? Are 10, nu are la purtare. Da. O singură... Spuneți așa, așa că eu acum... La locul 1, la olimpiade, mă refer la olimpiade județene, nu locul întâi, că face o competiție între școli, între cercuri, între catedri, deci dacă prinzi locul întâi la nivel de județ, sau 2 sau 3, acolo se pot premia. Restul sunt onorifici, așa, să dă câte o diplomă pentru participare, chiar dacă îi punem noi locul întâi, locul 2, pentru stimularea copiilor, pentru încurajarea lor. Dacă ai prins locul întâi la nivel de județ, mergi la naționale, prins locul întâi sau 2 sau 3, atunci se premiază. Restul nu se premiază, că se așa să dau diplome peste tot, unde se duc.
Și asta e valabil la orice competiție sportivă, că e handbal, că e fotbal, că e șah sau tenis de masă. Iar în partea cealaltă a zis că nu am rămas numai la media 10 și cu asta... Da. Dacă mai e cineva vrea să ia cuvântul din dumneavoastră, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Nu, așa, supui textul inițial și după aceea amendamente. Da, ca să... dacă avem amendamente aici, da. Aveți de da. Cine este pentru textul inițial, cine este de acord? Deci nu este de acord nimeni. Cine este de acord cu amendamentul prevăzut la... Da, două amendamente, și al meu. Și al lui. Supuneți-le separat, atunci. Da. Amendamentul care l-am propus. Propus domnul Ungureanu și am propus și eu. Care e domnul Ungureanu? Dar nu ca așa în ordine, da? Da, da, da. Amendamentul domnul Ungureanu. Cine este pentru amendamentul domnul Ungureanu? Domnul Ungureanu? Îți scoate-o de... Textul supune separat. Dați două amendamente, nu? Păi da, două amendamente, da. O trecut, nu? Da, nu. Cum votați dumneavoastră? Poftim? Cum votați? Mațel. S-a impus amendamentul meu cu 990? Acum, acum, așa, păi așa, mi-a spus. Cine este păi, de acord cu amendamentul domnului German cu media general 990? Păi, de două amendamente. Deci a rămas valabil primul amendament cu media 10. Trecem la următorul punct. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării prestațiilor financiare excepționale acordate din conformitate cu prevederile legii numărul 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor. Deci, care sunt copii cu probleme? A, da, discuți. Da. Dacă să scrie ceva la aici, doamna Chiera. La propunerea asta de aici, avem aici undeva achitarea unor taxe de școlarizare copiilor orfani de unul sau ambii părinți în funcție de condițiile materiale. Aici... E ambigu. Bă, nu, nu. Deci, care e orfan, care nu are un părinte. Orfan asta înseamnă că nu are mamă sau tată. Nu? Și aici ar trebui cumva identificați toți copiii care sunt la școală, la Bacău. De exemplu, avem fata, ar păi, fost unui nostru coleg, Ilie Valentin. Deci, chiar e... Și binevenită propunerea care așa și să-i plătim, nu, adică cât avem de la bugetul local, la Luda, taxa de școlarizare și mai trebuie identificat și la copii care... Sunt la frumoasă. Sunt și la frumoasă care au... Și ofendim în proiectul ăsta, el da. Separat. Nu, nu, nu. De ce? Nu. Pe fata lui Valentin. Nu, nu separat, dar de ce? Deci aici o prindem. Aici o prindem, sigur că da. Bun. Și în funcție de ce bani așa, trebuie... O idee foarte bună. Deci bun. Și da, este chiar... Da, este achitarea unor taxe de școlarizare da. Cu orfani de unul sau ami părinți. Da, păi tocmai că asta este. E foarte bine, am zis. Ah, asta am zis. Nu. Nu, 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 e foarte bine și trebuie identificați toți copiii din comună. Deci dacă știți undeva care deci sunt copii care... Sau situații de, care nu au părinții servici... Deci, de la școală. O să fie o anchetă socială exact, făcută da, la... Da. Toți copiii, chiar dacă sunt la alte școli, la Bacău sau la... Că sunt copii care nu au părinții niciun ban. Deci sunt cât copii sunt la școală copii din comuna Balcani, foarte bine, bravo. Da, e foarte bine. Da, atât. Mi se pare ceva bun. Dacă mai... Nu, atât. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Nu. Supune la vot, cine este bun? Da. Să abține cineva? Împotrivă? Nu, nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea... Nu. Ce? Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și anului premiu în sumă de, netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2017 cu ocazia împlinirii vârstei a 100 de ani la data de 17.03.2017 doamnei Petre Maria. Știți că avem o doamnă care a împlinit 100 de ani. Eu sunt de acord, că ajunge și soacul. Da. Cum? Da, dar nu e de acord? Da, da, da. Da. Dar să măresc suma, poate. Da. Eu, totuși puțin. E puțin da. Asta. Discuție. Da, eu am nu vreau să mai încolo. Să n-ați mai vorbă la problema. În banii la copii. O mai luat și de la pensionat de asta și cum credeți? Din partea noastră, Consiliul Local, ca primărie, vă zic că e puțin. Ori ne mai întâlnim cu vreo unul. 1.500-2.000, ori mai întâlnim vă în următoarii 10 ani, 15 ani. Ai, măcar 1.500 să fie. Da, eu zic că e mai... Simbolic doar. Totuși, cu tot respectul, mi s-ar părea normal să i ajungi 1.000 de lei și hai să dăm la copii. Că... Păi dăm și la copii. Deci, da. Să știi că sunt mulți bani la copii. Da, și aici mi s-ar părea bine. Felicitări, dă doamne să mai... Părerea mea a zis...
dăm la copii. Eu mă gândesc că poate prind și 800. Da, Doamne, la toate părinții. Până atunci ați dat la mine. Zdea ne văd la vânt și văd la 100 de ani. Cu tot 100. Mulți ani înainte. Deci, trebuie să mai mult. Trebuie. Eu nu cred că vrei să ajungi la 100 de ani. Hai, să pune la vot, dacă nu se poate mai mult, na. Domnului... Eu n-am spus cât. Era bine cu na, 1 milion, 2. Cu 1000 de lei. E cineva? Cine e de acord? De acord, cu 1000 de acord. Păi da, de cum o dacă ești? Da. Care e de acord cu 1000 de lei? Da. Da. Exact, n-ar trebui. Vorba aceea, mai trebuie la podium. Vă zi la 100 de ani. La 500 de ani. Cine e de acord cu propunerea domnului Sofronie? 1, 2, 3. Deci rămâne valabil cu... Proiectul inițial. Trecem la punctul următor. Vacantarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte rezultate din construcții și demolare. Când demolează o casă, rămâne pământul și trebuie dus undeva. Am găsit două locuri în spate la unde stau țigani cu corturi în zona aia și la fosta groapă de gunoi picăsoasă este o oricum nu duce. Dar o propunere mai importantă și mai bună și mai ușoară. În spatele blocului până se umple. În cap 30 de case demolate. Și acolo. Și se înfundă... Am văzut și acolo. Da? E foarte mult. Da. Deci, întâi și întâi, chiar vă rog. Încă un punct acolo. Da. Balcaniu și Ludașul acolo. Acolo. Da. Chiar mă gândeam la Ludașul. Da, asta voiam să spun. Nici la Ludașul nu este deloc. Păi... Nu o să duc tocmai la Frumoasa sau unde la Ludașul. Am gândit unii la Ludașul. Chiar am stat... Dar e foarte fain aici. N-am găsit în... Da, la Balcaniu vine. Deci, amendamentul... Tu nu te spătești gunoi, că arunci direct. Nu, dar știi ce e acolo? Eu vreau să car balastru să... Nu, no, cred. Nu va trebui ajuns că tați nou. Și la Frumoasa unde ați fi pentru un bloc. La spate bisericii ortodoxe, pe unii stau țiganii în corturi. La răchitării. La biserica ortodoxă. La răchitării. La răchitării. Domn primar, e mult mai ușor până să umpli groapa asta 3 ani. Dar nu, prea, da. Da. Până să... Bine, hai să... Informatizăm sulea cu zona, să spune. Da. Da, dacă mergea cineva să ia cu domnul Gânga. Da, eu aș pune problema unei sluci gunoiul la Căsoasa. Ar trebui făcute niște delimitări să știe exact unde se duc, că nu se trezească care conduce cu bascola, o arnotă ni slază o dă. Deci să înțelegem că nu-i gunoi. Nu gunoi, e piatră. Da. Dar unde se duce piatră? Trebuie găsit un loc pus borne, numai acolo se ducă. Da, faci, delimităm, oricum delimităm. Trebuie o delimitare, pentru că în momentul când duce tot felul de fiare, se duc oi, se duc vaci, se duc, și dacă sunt pânzit, are o delimitare, cât metri pătrați acolo, unii terenul mai degradat, doar acolo poți să ducă, nu poți să ducă în altă parte. Chiar și o placă. Știu unii groapa de gunoi, da, are cum să pună, dar... Dar o să dureze ani, că nu... Știu că durează, dar în momentul când cineva o dus și nu o dus unui trebuie, chiar ar trebui sancționat. Pentru că totuși, izlazul e o pășune care, până la urmă, e sănătatea noastră. Da. Altceva care mai are de spus. Mai avea cineva să ia cuvântul? Domnul Barna, m-am speriat că nu ești eu. Tu punem la vă. Doamne ferești, ține stipendul. Cu amendamentul de la... Cu amendamentul de la... Prima dată... Bine, tu pune la vot primul... Proiect. Primul proiect. Nu, nu, cu amendamentul. Ține stipendul. La blocul. Acum tu punem la vot cu amendamentul proiectul Basilica. Proiectul? Cu amendament. Ține stipendul. Cine a votat? Pentru inițial. Nu votat. Nu votat. Eu am văzut doi. Doi au votat care au fost de acord cu proiectul dumneavoastră și ceilalți... Cine? Mureanu. Mureanu și... Eu cu proiectul ei, ca să ia o spus să mă auzi de doi. Domnul Gânga, sunteți cu... Nu, cu proiectul meu. Cu amendamentul. Cu amendamentul. Mergem la punctul 2. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre și cu amendamentul? Cu amendament. Bunoi. Da, majoritate. 1, 2, 3, 4, 5. Și eu, și eu. 2, da. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Ilie Valentin, vacantarea mandatului de consilier local. Da, știți care e problema? Discuție. Dacă nu, supun, da, ziceți, da. Aici, ne pare rău de colegul nostru, Dumnezeu să-l odihnească acolo, dar aș avea o mică remarcă la fostul primar. Dumnezeu să-i dea sănătate și să meargă înainte cât vrea el.
Că probabil că ăsta e veșnic, adică e etern, nu se mai gătește sau ceva de genul ăsta. Că am înțeles că a zis că îi stă bine domnul Valentin acolo unde e, adică era mort. Ceea ce denotă ce fel de om a fost și este în continuare. Și am înțeles că mai urmează doi. Eu și cum un consilier. Eu pe un post ca să nu omor în consiliul local. Deci nu avem, Doamne ferește. Așa. Și indiferent ce dispute politice avem, că nu suntem de acord, că suntem, că ne certăm, că ăla e prost, că indiferent, dacă ai o leacă de inimă și suflet în așa, n-ai putea să spui de cineva, de un coleg care a rămas și un copil din clasa 10, să spui că acolo e așa de bine și mai urmează încă doi. Deci, pentru fostul primar, dacă nu mă ne Balcan, domnul Rață, n-am ce cuvinte să... Chiar nu găsesc un cuvânt să spun ceva urât, e defect profesional și nu-mi stă așa. Să-i zic altceva, nu. Mă abțin, dar este un om mizerabil. Este mizerabil. Și cu asta am încheiat subiectul cu... Asta. Bine, deci din sursă sigură la școală, deci din sursă sigură. Deci v-am spus, chiar nu vreau să, că mai urmez eu și asta, dar poate dar nu se știe care și cum. Cu răutate, deci nu, chiar nu are niciun... Nu ne face nimeni statui la Balcan. Nu, dar nu, și bine că comuna asta a ocupat de așa ceva. Pentru că nu... Chiar mulțumesc Dumnezeu că am reușit până la urmă să-l dau jos și meritul meu, dar este ceva, gata, și cu asta închei, că chiar mi-e greu. Sună un telefon. S-a gătit. Bun, dar, mulțumesc. Dacă mai vrea, domnul... Da, să ia domnul Barna înainte de noastră. Da, tot să aici. Da. Da, tot cu regrete față de colegul meu, ați văzut rândul trecut, nu a putut în ultimul ceas, nu a putut nici măcar să ridice din pat, nu a fost prezent, dar totuși a făcut posibil, a semnat referatele. Știți că m-am dus. Și mi se pare foarte josnic să nu fii pontat pe ultimul care a fost. Nu lua bani. Nu mă uit. Nu mă uit. Eu părerea mea, când suntem într-un necaz de ăsta, când un om e bolnav, ar Doamne trebui să-l ajutăm. Nu să-i tăiem un milion exact, sau două milioane. Deci vreau să zic că am rămas cu inima foarte frântă când am văzut că nu s-o lua bani. Deci noi trebuie să terminăm cu dușmăniile astea, că nu ne face nimeni statui. Sau am venit consilier aici, mă îmbogățesc. Nu, din contra. Durna care o iau de la primărie, eu mă cheltuiesc poate două pe deasupra. Pentru că trebuie să alerg prin comună, să văd, să fac. Eu nu mă duc să fac rău la oameni. Dar trebuie făcut și pusă la punct. Pentru că noi suntem oglinda comunii până la urmă. De asta ne-au ales oameni. Nu ne-au ales să ne împungim aici, că tu ești corect, de la PSD, corect. Că tu ești de la PNL, că până la urmă suntem oameni toți, avem o credință. Nu, dar nu toată lumea e om. Și ar trebui pe viitor să ne intre mințile în cap, să ne unim, că până la urmă noi luptăm pentru comună, nu luptăm pentru interesul nostru, domnule. Dacă mai are altcineva de spus, eu da. Chiar îmi pare rău. Dar cine de ce s-a întâmplat? De ce nu s-a plătit omul ăsta? Dar l-am depus deci la ultima... Am înțeles nu s-a semnat, plătit! Dar cine... Acum a fost ideea să nu-l plătim. Ideea e că nu știu, eu nici n-am știu despre vorba asta, dar mă gândesc. Legea scrie clar, nu vine la... Nu, la ședință nu se plătește. Bine, dar dacă semnați... Discuția acum, dar se poate da aprobat de acum. Dacă aprobați, îi dăm un ajutor. De un, da. Se poate. Da, chiar aș fi de acord. Nu poate lumea. Deci mâine poți să fiu un mort. Ajutor din mormântare sau ceva. Deci nu poți să fii chiar atât de... Dar nici cu legea de asta... Nu trebuie, Doamne ferește, să nu se întâmple la nimeni așa ceva. Da, dar nu, dar ce nimic de-aia se poate, da, venim cu... Gândiți-vă că am fost la mormântare la Valentin, Dumnezeu să-l ierte. Să vină fata. Și am văzut mama și cu taică-su, am rămas, deci chiar am crezut că mă... Să vină fata sau soția să facă o cerere. Soția nu este, ea este fata. Să vină să facă o cerere și dăm un ajutor din mormântare de la primărie. Bine. Și haideți să stabilim o sumă. Hai să stabilim o sumă. Nu a fost... Eu ce obțin am văzut pe taică-su. Și indiferent, da, nu se pune problema de asta. Da? Bun. Păi dacă toți suntem la punct, să stabilim o sumă. Să începem cu... Propuneți o sumă. Propuneți o sumă. La domn primar. Eu nu pot propune, dar vă spun că ca aș fi ajutor de mormântare, s-au dat și 5 milioane, s-au dat, depinde și de caz. Eu zic la el, o leac mai mult. Mai mult. Mă nivetim la fata. Dacă sunt ceva mărus la consiliul local... Sau, nu știu, mai ales care și fata, eu aș zice 2000 de lei. Eu așa aș zice... Faptul că o faci consilier local, adică... propuneți, propuneți, deci eu,
2000 de lei. 2000. Na, dar nu e mult, normal. Dar nici nu e mult, corect, așa este. Normal, are părinții care ar 3000 de pensii. De asta zic că nu e mult 2000 de lei. Noi puteam să dăm cum s-o dă la altul. Chiar dacă s-o dă, s-o dă un săcriu. Un săcriu e 10.000 de lei, nu? Nu e mult. Deci 2000. Nu, eu am zis cum s-o dat. Da. Primăria, cum s-o dat, s-o dat deci, multe anupare din mână. Având în vedere că fata de acum beneficiază de o sumă pentru școlarizare, hai să votăm în 2000 de lei un ajutor de înmormântare. Corect, da. Corect. Consider... Pune la vot. Modic și suficient. Mai vrea cineva să propună altă sumă? Asta vreau să zic și eu. Da, exact. Deci noi asta de-aia am zis că... Bine, atunci cine este pentru? Nu se supune, discuție, așa, că nu-i proiect de hotărâre. Nu înțeles, e procesul verbal, când am și probat o discuție în asta. Deci rămâne... Rămâne 2000. Rămâne 2000. Și vine fata să facă ce vrei și fata să dar trebuie ce să vină să facă. Da? Da, da. Să vină luni. Și vă punctul. Votați punctul ăsta. Da. Da. Da, cu vacantarea. Supun la vot, cine este? Aici face aici. Da. Deci, proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de modificare a unor poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Balcani. Să mi-o să arăt să... Dacă discuți, dacă să... Da, discuți. Nu, e vorba de proiectul care l-am depus la PNDL. Pentru a obține autorizația de construire, trebuie ca drumurile să fie intabulate în domeniul public al primăriei. După măsurători, lungimile, suprafețele nu sunt exacte ca în, cum le avem în monitor oficial. Și eu trebuie să le corectăm. Și cu suprafețe reale și lungime. Sunt, da. Suprafețe și lungime reale. O problemă, că am fost la București, am vorbit cu la PNDR, s-ar putea să mai avem o șansă încă de vreo un kilometru jumătate de drumuri, accesele laterale, care constă în accesul de la un drum județean asfaltat să fie, un drum local sau, da, când noi nu avem altfel de drumuri. Și m-am gândit, sau, dacă mai aveți noastră, să le trecem și pe astea, cum ar fi, la strada Avram, așa am trecut eu, la Ludaș, sunt 150 de metri. Am linia, ce linia acolo, așa. La Balcan, am prinsă toate străzile, mai puțin strada Școlii Balcani, care iasă de la Balcan spre Schietul. Ce este acolo? Dumnevani, Găbureanu. Balcan marginea biserica, strada bisericii, pe la școala din Balcan marginea se iasă, pe partea aia unde iasă părintele. Strada aia. La Schid, strada Bucătaru. Este un magazin, Bucătaru... Cum a fost apozat? Nu, no, la Petrișor. La nu Petrișor. Bucătaru cu magazinul care... A, la Valer. La Valer, da. Pe un grădinița Rățeni. Este o stradă... Da, dus la Nica. Știu. Nica cum? Era un băiat meseriaș el acolo, da? Muraru, strada Muraru. Da. La Romică. La Găbureanu. Nu, la Romică. Nu, stai. La magazinul ăla. La Frumoasa, strada Dispensarul Vechi Frumoasa. La ăsta, la... Grădiniță? Nu. Strada la... Stânga Dispensarul. La Pumării? La Soacra. La Istrat. Nu, la Soacra. La domnul Istrat, așa, ca să nu băgăm consilieri. Da? La domnul așa. Deci, la strada Frânțeni, 200 de metri. Către Frânțeni, în partea altă și până la tubul ăla, la gater, la tine care e... trece. Da. Și strada Burlacu. Dacă mai aveți... Da, Pumării nu este, nu? Da, Pumăria e prins în proiectul mare. Li treceți așa și dacă mai aveți vreo străduță pe undeva, da. Da, la Ludaș, prima, la domnul Avram, dar cealaltă la dreapta. Două. Ar fi păcat să rămână una. Nu, amândouă. Am trecut domnul Avram ca să știți despre ce vor acolo. E prima și a doua a lui domnul Avram. Da, da. Domn primar, zâr la mori, vorba. Da, nu ne-am uitat nici vreodată. Vezi ce înseamnă să avem consilieri din frumoase. Da, întrebări? În legătură? Este Frânțeni. Partea din nord a satului. Domnul primar, deci am văzut că am început a se prinde foarte frumos. Dar m-ar interesa la vale Rudașului. Ce mai putem face pentru oameni? Noi vorbim, am vorbit de proiectul ăsta. Știu, știu. Da. Îi de vorbit. Fiecare om, fiecare om trebuie să vadă despre ce e vorba. Da. La diverse unii, la Căpățâna, Barăm, păi, dar ai prinsă Căpățâna. Nu, Căpățâna nu-i prinsă. Adică, nu Căpățâna, știu că ți-a Căpățâna o face în bugetul local,
la anul prindem acolo, că nu mai avem alte străduri. Șterbățu și Dumnezeu că reușim cu astea, nu mai avem alte străduri. Șterbățu și până la biserică e prins. E prins, da. Proiectul mare, da. Bun. Acum au trecut toate proiectele. Și la sălile de sport am prins încă una la Școala Frumoasă. Știți că era discuții în partea aia și la Balcan, la Școala Balcan. Acum, din prima fază, au trecut proiectele la București. Faza a doua. Nu știu ce costă. Dacă trece și din alea, ne apucăm de treabă. Eu m-am apucat de proiect. Nu e în ăsta, poate găsim în altă parte. Da. Alte discuții? Da. Bun, la vot. Cine se pierde? Sau cine cineva? Potrivă? Apelată necunoscut. Alo. Alo. Auzi, am peste jumătate de oră că sunt ședință și n-am discutat cu el. După ședință discut, da? Da, bine. Da, și mai avem vreun... De bine. De bine. Domnul Gherla. La, pe Valea Lodașului, de la Hereș Vladimir, toată iarna nu a fost lumină. Ați rezolvat? Am trimis. Da. Da, de la Vladimir nu erau... Știu. Am trimis acolo. Nu știu dacă au rezolvat, dar au fost. De asta zic, acum două săptămâni v-am căutat la primărie, v-am găsit și am lăsat fost pentru... Am fost și ieri pilotat, am discutat cu oameni din zona aia și mi-a zis... Și o să vorbiți și dumneavoastră, mai trebuie consolidat la Heisu Costic acolo, în urma inundațiilor, s-o apropia de casă. La Heisu, tot... Pe vale, da. Tocmai să spui. Da, da. Așa. Avem pozii făcute acolo. Sunt multe lucrări de făcut. Am vorbit și astăzi cu Petrișor. Acolo în față la curb, știți că se scurge apa și s-a înfundat complet șantul și tot când vine apa, tot mânul și a fost și acum 3 ani. Am vorbit cu Petrișorul să dacă îi spune dumneavoastră cu cei de la ajutoare, au zis că el face am cu... Am fost ieri am văzut despre ceva. Am vorbit da, chiar și astăzi cu el. Din luni începem curățenia generală pe întreaga comună. Și mai trebuie și balastare un pic, câteva găuri pe liniile, pe linia acolo. Balastare trebuie să cumpărăm luni, discutăm la buget, dacă cumpărăm tractorul cu remorcă, cum o rămas așa, și n-avem, cu mașina mare n-am studiat bugetul, ați trecut la Ludaș în continuare, continuarea cu digul și sigur. Acoperișul la Școala Frumoasă. Am dat bani pentru că da, și de ziua tineretului la Biserica Catolică. Ați prins. Nu, de data asta să-i ajutăm și data viitoare luăm noi mai mult. Eu n-am studiat bugetul. Da, studiați. Dacă sunt probleme, ar fi bine să întrebați. Veniți mai dimineață să întrebați la compartiment. Și nu stăm, nu când e de stat, că stăm cu banii noștri. Clarificăm, că nu, da. Nu se știe toate, nu pot să știu toată nu contabilitatea. Eu nu, am primit dar acum să studie. O completare având în vedere că au deschis subiectul discuției și cu tineretul pe 6 mai, să cam apropie. Consider că ar fi bine dacă ar fi toți de acord să fie un pic mai prioritar. Dacă e un pic de asfaltat, deci se poate mai repede, până pe 6, acolo zona, grădinița, centru. Suntem de asta, este prins în proiectul de luni și chestia asta. Sper să fi discutat și părinte cu noastră. Da, nu-i vor, da, da. Să discutați. Și se poate face mai prioritar, ne încadră. Am înțeles toată săptămâna, nu toată, două zile, ați fost acum, ați uitat când ați venit. Cum mai rămas în două, care trebuie să ducă azbundul, dar s-o îmbolnăvi băietul și pleca la Iași. Și la șanțuri, acolo în față, la mine, acolo au cărat ăștia de la pădure, au cărat lemn acolo, lăsat o mizerie acolo din Dresfie, s-a strâns și-am dat foc, că nu aveam ce face. I-au venit, au înfundat șanțul ăla de tot, au tras apa. Ați văzut că când am fost la da. Poziție, am făcut ce s-a putut atunci. Provizoriu. Am montat puntarea acolo, urmează să mergem în continuare, să punem balustrade. Deocamdată, odată ce am deviat apa de acolo, o să o ia înspre primul tub, din către micuța sau cum o chemați. O măică, da? Nu? Cam așa ceva. Doamna Chiper. Doamna Chiper, ceva. E bun. Avem în vedere și acolo. Nu o problemă la... Da, zice, eu la ce mă doar, cum zic cu animale, am o problemă. Cu islazul. Cum procedați anul ăsta cu islazul comunal pentru pășunat la... Îl dăm la pășunat. Îl dați la pășunat și rămâne
Consiliul local, nu? E anul ăsta, da. Până faceți amenajamentul la... Amenajamentul, da, jumătate din lucrare făcut. Am primit acum adresa cu semnul. Da. Trebuie prins în proiect, cât 10.100 de milioane. E prins în buget, 100 de milioane trebuie să mai dăm pentru parcelare. Așa. Pentru cetățenii care au mai mult de 10 bovine, ar trebui să știe lumea să, așa, că se pot înscrie într-o asociație la Bacău și pentru vaca de lapte sau vaca de carne și beneficiază de o subvenție substanțială de 700-800 de euro pe an. Deci cum sunt... Este vreo hotărâri ceva? Da, 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 da. Îi mă dai, facem afișă... Așa, pentru că sunt vreo 2-3 care ar avea. Da. Ăla de pe Vale, Valentin Mihoc, nu știu... Sunt mai mulți. Ludașul, Șoșa și nu știu mai care, Ivo. Așa, deci care sunt, ar trebui să... Da, să știe. Toți, da. Normal, la noi, e adresă, la primărie, și pe baza adresei... Acum se schimbă rasele. Deci aia care au mai mult de 10 bovine adulte, mai mari de 2 ani, care... Pot făta în anul curs? Ordonanță, ceva, hotărârea, da, știi? Da, da, avem noi asta, da. Îmi trimit și mie așa. Trebuie... Ce s-o citesc, nu știu ce vorbesc cu oameni. Pentru la... Nu, trebuie trimis la Bacău la asociație, la reproducție. Deci oamenii, dacă întreabă de subvenții, îi trimis la reproducție la Bacău. Și acolo ăla este un inginer chirurg care s-a ocupat special de asta, de... Bun, deci anul ăsta așa rămâne cu... Și care au avut subvenții, rămân în continuare, nu? Care au... La oameni care au avut mai puțin asociații. Fără asociații. Asociațiile nu mai au. Erau două asociații, de bovine și una de ovine. Asociațiile, nu, fiind nu. Vorba de aia care... Da. Da. Bine, nu mai au. Bine, atât. Domnul președinte. Președinte, ce faci? Lasă hârtiile. Da. Face cât ce am. Schimbăm, mă doare mâna de... Da, văd că iarna au trecut. Aș vrea să priviți la buget depozitul de antiderapant, că la iarnă iarni trebuie. Deja am adus, dar mai târziu. Pentru că dacă facem un depozit acoperit, că dacă îl plouă iarnă, nu-l poți, în gheață nu-l poți lua. Deci la iarnă să nu ne mai confruntăm cu ce-a fost până acum. În al doilea rând, am fost la Balcani, la un vecin, cu domnul consilier Barnăr, știu cum m-ai spus. Când a plouat, a venit apă pe la el, în loc să iasă apa pe părău, s-a dus pe la... Am văzut buldoc că face lucrări, bineînțeles, tot e interes în comună. Dar unde, vorbesc că ați văzut în curături, unde s-au făcut, dar unde trece șanțul prin trei căs la oameni să nu se curăță, e vorba aici la Barna și la... Hai să facem treaba așa acolo, că nu-ți vinoveți oamenii ce ești. Trimiteți odată cât e de făcut șanțul ăla curățat să ieză și nu numai, mi-am mai spus oameni de acolo. Eu am un coleg care... Până la Luca. Degeaba îl curățim acolo lângă mine și pe urmă sunt cu... Nu, vine de sus și se poate face treabă bună cu buldo. Să nu mai amânăm. Nu neapărat curățat. De la Filistinii la Vale nu mai este șanță. E așa o chestie. Iesă pe bucăți. Un alt subiect. Merg și tot văd că au gardul. Dacă are 2-3 metri, hai să închid, să pun pont. Oare copiii ăștia noștri din Comuna Balcani chiar așa îi îngrădim, nu mai are unul să joacă, ci și cu minge sau cu ceva? Închid până în drum. Deci pe viitor copiii ăștia noi trebuie, a noștri trebuie să joace direct în drum. Dacă treceți, se vede cum se închid. Nu trebuie să dau detalii, se vede. Nu mai discutăm dacă nu dau detalii. Se vede. Deci eu pot să zic că vârful crucii la deal. Trebuie. Dar, de exemplu, la primărie în față acolo, la primărie, la dispensar în față. Deci nu zic să nu închidă cât poate, dar totuși copiii să aibă... Unii acolo... au plantat pomi, unii am zis să-i îngrădească, până la... cresc pomi ca să... Că îi mănâncă vacile. Da. Ei, asta e altă treabă. Dar locurile de joacă la copii nu trebuie închise. Deci nu contează că e frumoasă. Asta e bătrânii noștri când au lăsat o vatră de sat sau locuri de joacă, le-au lăsat pentru copii, nu? Deci... Mi se pare corect. De asta am și făcut locuri pentru jocuri speciale. Da, eu înțeleg că sunt jocuri speciale, dar sunt făcute la 2-3 km. La mine, dacă ia un copil, se duce la 100 de metri, să joace și el acolo cu o minge, dar nu se joacă în mijlocul drumului. Deci, eu zic că să stea în locul de joacă așa cum se ele. Da, mai verificăm. Ce vreau eu să mai spun... S-a făcut la... Unii se întoarce mașina. S-a făcut când vii de la căsoasă. Să completăm. Da, nu e... Nu de asta.
totdeauna când vine ceva, m-am uitat și la Bacău, sunt funde, dar parcă e mai frumos când se nivelează acolo, nu rămas așa. Nu s-a terminat acolo, e făcut, dar mai trebuie carat balasul, și da, ploaie. Deci în momentul când facem, nu numai acolo, când facem o lucrare, hai să o dăm la gata frumos. Punem doi oameni, s-au făcut, băi, doi oameni de la ajutorul social, luați ce faceți drept, exact cum e un strat, un gospodăresc, când vin, da, bă, într-adevăr, și-au făcut o treabă. Așa facem, da, acolo a rămas neterminat, terminăm. Bun. Terminăm, sigur, oricum, s-a terminat. O lucrare începută și nu s-a terminat. Și aș mai propune, exact cum am discutat și cu dumneavoastră, să facem cumva să le dăm la oameni câte o punte măcar de lemn. V-am spus, o trec cu roaba prin apă să se ducă la moară. Să facem pe viitor, dăm o comandă, o prindim în proiect, în gest, în... Nu, sunt multe de făcut, dar trebuie să le spunem ce se face. Nu, punțele astea, e ok, fiecare om trebuie să facă podul, podeț în fața casei, așa, el vrea punte în fața casei lui, el vrea și el podeț în poate. Unii comunii, deci unii la Răsăne acolo, că l-am făcut poduri și podeț pe schiduri, să știi. Eu am văzut alaltă ieri, o femeie cu cizmele a trecut cu roaba la bucătarul acolo, așa, ca să ducă la moară cu roaba prin apă, cu roaba cu sacul. Se poate pune o punte de lemn. Deci, dăm comandă de 10 punți de lemn și să le punem. Unii sunt comune, unii circulă mai mulți. Da, și pune, nu e o problemă. Dar zic că ne-ai pus o punte, vin încă 10 de lângă ei. Domnul primar, sunt ieftini. Da. Deci, lemnul ne costă mai ieftin. Dar cum e acolo, la toate rotarul, la romică rotarul, de aici, din partea asta, ca să ducă până acolo, trebuie să ducă pe podrat. Nicio punte nu este. La Marielul Zăru nu e nicio punte. Deci se poate pune. Oamenii ce sunt descurajați. La Europa. La Europa. De la Europa nu se poate trece dincolo. La Romică. La Romică. La Romică. Dar de ce nu iasă? Pe la Cămin? Păi trebuie să ducă de aici, așa, de la Europa, să ducă în conjoare 500 de metri. Face mult, dar se poate. Nu este acum, se poate pune un punct de lemn, dar am ajuns în situația că nu avem de unde să luăm material. Dar Gigel a votat acolo, un PSD sau ce-a votat. Noi vor, până la urmă, toți sunt oameni și toți trebuie ajutați. Exact, unii necesari este, dar ca să pui la fiecare în poartă, transmine, dar faci pe poartă, nu merge. Nu, acolo e comun, deci se vede, de smuls, 10 familii pe o parte. Merită și o punte. Da. Da, cam atât, dacă mai are șansa. Aș mai avea de spus, dar mai spun lui. Mai spuneți, dar nicio problemă. Mai spun lui. Eu aș vrea, îmi pare rău, mă scuzați că am întârziat la începutul ședinței. Am înțeles că s-a ținut un moment de reculegere, tot referitor la Valentin. Eu vreau să felicit primăria, domnul primar, domnul vice, pentru cuvântarea foarte frumoasă ținută la mormântarea colegului. Și pentru tot aportul care și l-au adus pentru evenimentul nefericit din familia dumnealui. Atât am adus. Da, foarte frumos. Da. Vă mulțumim. Mai vrea cineva să... Declarăm ședința închisă. Și ne întâlnim la ora 1:30, avem buget.